a fost primul strămoș uman care s-a răspândit în întreaga lume veche, începând din peninsula iberică până în insula Java. Mâinile erau similare cu ale oamenilor din prezent, prin faptul că erau capabile de oprindere cu precizia obiectelor din jur. Toate exemplarele ar trebui să fie atribuite fie genului Australopithecus, fie celui Erectus. În căutarea istoriei. Episodul 8. Homo habilis și Homo erectus. Începe deja cursa în care omul se transformă, căpătând din ce în ce mai mult caracteristicile din prezent. Îl avem în prim plan pe Homo habilis. El a fost o specie controversată în momentul în care era descris pentru prima dată la mijlocul anilor 60. Inițial, mulți oameni de știință nu au acceptat valabilitatea acesteia, crezând că toate exemplarele ar trebui să fie atribuite fie genului Australopithecus, fie celui Erectus. Astăzi, Homo habilis este larg acceptat ca specie. Unii oameni de știință totuși încă mai cred că multe dintre cele mai vechi fosile atribuite lui Homo habilis sunt prea fragmentate și separate în timp pentru a fi expuse concluzii despre relațiile lor sau compoziția speciilor. Termenul își are originea în limba latină și se referea la ideea de om îndemânatic sau priceput. Este numit așa datorită bogăției de instrumente care au fost găsite împreună cu fosilele sale. Creierul mediu de Homo habilis a fost considerabil mai mare decât cel de Australopithec. Forma lui este de asemenea mult mai asemănătoare cu cea a omului din prezent. Proeminența arii Broca, esențială pentru vorbire, este vizibilă într-un model de creier de Homo habilis, ceea ce indică faptul că specia ar fi putut fi capabilă de vorbire rudimentară. Se crede că individul mediu avea aproximativ 1,5 metri înălțime și 45-50 de kilograme, iar femelele ar fi putut fi mai mici. Primele fosile, care au fost numite Homo habilis, au fost descoperite pe locul defileului Odulvai din Tanzania, Africa de Est, de către membrii unei echipe conduse de Louise și Mary Leakey. Exemplarul cheie, un individ minor, a fost găsit de fapt de fiul lor, Jonathan Leakey, în vârstă de 20 de ani. Fosila, cunoscută acum sub numele de OH7, constă în următoarele părți componente: un maxilar inferior, părți ale oaselor parietale ale craniului și câteva oase ale mâinii și ale degetelor. Datarea cu potasiu-argon a arătat faptul că poate fi plasat în timp acum aproximativ 1,75 milioane de ani. În studiile publicate ulterior, noile fosile erau prezentate ca având dinți molari mai mici, care erau mai puțin proeminenți decât cei de Australopithec, iar mâinile erau similare cu ale oamenilor din prezent, prin faptul că erau capabile de oprindere cu precizia obiectelor din jur. Homo habilis a trăit într-un mediu predominat de pășuni. Clima devenea din ce în ce mai rece și mai uscată, iar acesta ar fi putut fi impulsul pentru noi strategii de hrănire, care au inclus dezvoltarea și utilizarea de instrumente. Dieta era bazată în principal pe partea vegetariană, carnea ocupând un loc secundar, fiind mai greu de procurat, dar totuși fiind în cantități mai mari decât exista în dieta Australopithecului, lucru demonstrat și de mărimea creierului, undeva la 600 de centimetri cubi. În principal, se crede că hominienii timpurii au trăit în societăți formate din mai multe grupuri, dar totuși acest lucru este într-o zonă cu un puternic caracter speculativ. Presupunând că societatea lui Homo habilis era similară cu cea a cimpanzeilor și babuinilor moderni din savană, grupurile ar fi putut avea aproximativ 70-85 de membri. Această configurație ar fi fost avantajoasă în cazul apariției pericolului reprezentat de prădători. Numărul mai mare de masculi ar fi dus la o reușită mai bună a luptei împotriva felinelor mari, a hienelor și a crocodililor. Urmașul pe axa timpului a lui Homo habilis este Homo erectus, sau omul drept, omul care stă în picioare. Se presupune că a dispărut acum aproximativ 117.000 de ani. A fost primul strămoș uman care s-a răspândit în întreaga lume veche, începând din peninsula iberică până în insula Java. În mare parte, el poate fi descris în aceeași cheie precum Homo habilis. Dieta lui a continuat să fie variată și cantitatea de carne consumată s-a mărit, lucru ce a determinat mărimea creierului să fie de până la 1200 de centimetri cubi.
dimensiunea maximă de creștere era atinsă probabil în prima perioadă a vieții, asta însemnând că, spre deosebire de oamenii moderni, el avea o copilărie și o îngrijire părintească mai scurte. Ca dimensiuni, ajungea între 1,4 și 1,8 metri înălțime și avea undeva la 40-70 de kilograme. Nu exista o mare diferență între mascul și femele. Homo erectus este asociat cu confecționarea uneltelor de piatră și se crede că a fost cel mai vechi strămoș uman capabil să folosească focul, să vâneze și să se adune în grupuri coordonate, să îngrijească membrii răniți sau bolnavei grupului, să navigheze și posibil să facă artă. Episodul următor va marca începutul prezentării epocilor principale în care omul își continuă dezvoltarea, prima în dezbatere fiind epoca de piatră. Până la următoarea întâlnire, simte-te liber să-ți expui părerea într-un comentariu și dacă îți place de noi, abonează-te, susține-ne printr-un like și dă-ne un share prietenilor tăi.